Lidia Buble a fost cerută în căsătorie de iubitul de 61 de ani. Artista s-a afișat cu inelul cu diamant pe deget, după un an de relație. Ea a fost surprinsă în timp ce purta pe deget un inel. Lidia Buble este de departe una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe din România. De când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, artista a reușit să-și clădească o carieră de succes. De-a lungul timpului, a scos hit după hit, iar melodiile sale au cucerit inimile ascultătorilor. Pe plan profesional, cântăreața și-a clădit un renume în industria muzicală. Totuși, pe plan personal, vedeta a fost destul de discretă în declarații. Lidia și omul de afaceri, Horațiu Nicolau, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, însă și-au ținut întotdeauna relația departe de ochii curioșilor. Deși nu au vorbit niciodată în public despre o posibilă căsătorie, de curând artista a fost surprinsă în timp ce purta pe deget un inel. În ciuda faptului că până în acest moment nici Lidia Buble și nici Horațiu Nicolau nu au vorbit despre o posibilă logodnă, s-au vehiculat mai multe zvonuri potrivit cărora cei doi s-ar fi logodit. Recent, vedeta a fost surprinsă în timp ce purta pe deget un inel superb, cu diamante, chiar pe degetul inelar, motiv pentru care au existat zvonurile că este o bijuterie de logodnă. Din imaginile surprinse, se poate observa că artista poartă un inel cu totul și cu totul special, o bijuterie extrem de elegantă. Într-unul din podcasturile realizate de către Mihai Petre și soția sa, Elvira, vedeta a mărturisit că visează la rochia de mireasă și își dorește chiar și mai mulți copii. Cu toate acestea, nu își dorește să pună presiune și crede că aceste lucruri vor veni la momentul oportun. Totodată, nu pune preț pe părerile celor din jur, mai ales când vine vorba despre viața sa personală. N-am simțit niciodată o presiune, pentru că eu sunt omul căruia îi place foarte mult tot ceea ce înseamnă natural. Trebuie să se întâmple în mod normal și natural. Când o fi să vină făt frumos pe un cal alb, o să se întâmple. Da, îmi doresc să mă căsătoresc, îmi doresc copii. 3 băieți, dacă se poate, ar fi ideal pentru mine, dar nu pun presiune pe mine și nici nu las să mă preseze vorbele venite din partea celorlalți, a precizat Lidia Buble în podcastul lui Mihai și Elvira Petre. Artista și Horațiu Nicolau nu au vorbit până acum nici despre relația dintre cei doi și cu atât mai mult, despre o posibilă căsătorie. Însă, pe parcursul ultimelor luni au apărut mai multe informații și fotografii cu aceștia. Horațiu Nicolau, în vârstă de 61 de ani, este un cunoscut om de afaceri din țara noastră, iar acesta și-a dorit întotdeauna să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor.